Liga profesionistă de fotbal a afișat programul competițional pentru sezonul viitor al Ligii 1. Astfel, prima etapă a campionatului va fi deschisă de nou promovata în Liga 1 Rapid și actuala campioană a României, Steaua. Pandurii vor disputa primul meci din următoarea stagiune în deplasare în compania formației CSU Craiova. Microbist adevărat, dar și membru în adunarea generală a acționarilor la Clubul Pandurii, primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, s-a arătat încântat de această întâlnire care s-a pus în discuție și la orăștie. Pandurii a picat să joace cu CSU Craiova în prima etapă. Și unde? Derby Olteniei, în deplasare. La Craiova? Ne bucurăm. Chiar pe această temă am avut o discuție în comitetul executiv la Orăștie și am abordat-o pe doamna primar și îi spuneam: doamnă, ce părere aveți dacă în prima etapă o să jucăm chiar cu dumneavoastră? Și ea cătă că s-a adeverit. Mă bucur că vom juca în prima etapă la Craiova. Mă bucur că universitatea a reușit să revină pe prima scenă a fotbalului românesc, pentru că față de tot ceea ce s-a întâmplat, practic noi oltenii nu am avut decât de pierdut. Pe de altă parte, prima etapă de pe teren propriu a Pandurilor va coincide cu vizita ardelenilor de la CFR Cluj, care au vânat mai mulți jucători de la formația gorjeană în această vară. Seria meciurilor continuă cu o confruntare cu Steaua în deplasare în etapa a patra a campionatului. În etapa a cincea, elevii lui Grigoraș primesc vizita puștilor lui Gică Hagi, urmând ca în etapa cu numărul 6 să se confrunte în deplasare cu Gazmetan Mediaș, formație pe care au învins-o aseară într-un meci de verificare. Liga 1 va continua cu un meci pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, apoi va urma un meci în deplasare cu Astra Giurgiu. În etapa cu numărul 9, Pandurii vor primi pe Municipal Oțelul Galați, iar în etapa cu numărul 10 vor merge în Ardeal la Universitatea Cluj. Urmează apoi partide pe teren propriu cu nou promovata în Liga 1, ASA Târgu Mureș, Concordia Chiajna, FC Butoșani, iar în deplasare cu Dinamo, FC Brașov și CSMS Iași. Ultima etapă din sezonul competițional 2014-2015 se va disputa în compania formației Rapid, recent revenită în Liga 1 după un lung proces câștigat la TAS. De asemenea, Pandurii va juca și în optimile Cupei Ligii cu Gazmetan Mediaș, potrivit tragerii la sorții de astăzi. Primul meci va avea loc pe 18 sau 19 iulie. Pandurii a câștigat și aseară un amical cu Mediaș, scor 1-0. Competiția reînființată de LPF, începând cu sezonul 2014-2015, va debuta pe data de 16 iulie, cu meciurile dintre nou promovatele în Liga 1.